Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile generate de planetele din vărsător îți vor dezlega în ajunsurile. Fii atentă, pentru că fără să-ți dai seama măcar, vei fi supusă unei tendințe neplăcute de a-ți impune cu rigiditate părerile în fața altora. În schimb, încearcă să eviți sfaturile lui Marte. De aceea îți recomand să-ți exprimi ideile cu simțul umorului și într-o stare relaxată. Atunci poți profita la maximum de energiile fericirii pe care ți le trimite Jupiter în berbec. Această planetă norocoasă te încurajează să-ți extinzi domeniul de activitate și ți oferă oportunități care îți pot deschide noi orizonturi. În ceea ce privește tărâmul iubirii, dacă reușești să-ți iei micile defecte sub control, totul va fi bine. Totuși, dacă nu vei face acest lucru, va trebui să treci prin perioade de criză. Începând cu 21 ianuarie, luna plină te va ajuta să netezești marginile aspre. Dragoste, casa îi va oferi leului o surpriză în ianuarie. Nu va fi fără echivoc plăcută sau neplăcută, ci exact cea la care nu te așteptai. Este foarte probabil ca să fie un animal de companie iar sosirea sa va adăuga atât bucurii, cât și griji, în relațiile cu jumătate legală, poate apărea oarecare răcire, veți simți doar unul de celălalt. De exemplu, unii dintre voi vor pleca într-o călătorie de afaceri sau vor întârzia multă timp la serviciu. Aici alegerea va fi a ta. Prietenii vor lua parte activ în viața ta personală. Datorită lor, nu numai că poți să reconsideri, ci și să continui relația, să faceți pace, să faceți față problemelor care apar între tine și alesul tău. Ascultă sfaturile celor care sunt mai în vârstă decât tine, au mai multă experiență și o privire mai obiectivă asupra ceea ce ți se întâmplă. Dacă dorești ca evenimentele să se dezvolte în bine, va trebui să fii de acord cu opiniile mediului tău. Încearcă să nu spui tuturor celor din jur ce să facă pe cont propriu și scapă de sentimentul constant că ești atacată. Vei fi plăcut surprinsă de întorsătura pe care o va lua viața ta amoroasă. Sfat, profită de moment și profită de oportunitățile care ți se prezintă. Nu pune prea mult accent pe lucrurile care te enervează prea tare. Sănătatea schimbările de dispoziție și oboseala constantă vor fi cauzate de o scădere a potențialului energetic. În plus, în ianuarie, una dintre rudele tale s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate, fi gata să ajuți în orice mod posibil. acordă mai multă atenție stării sistemului tău nervos, iritabilitate crescută, o schimbare bruscă dispoziției nu este un accident, ci un simptom. Simte-te liberă să contactezi un specialist, nervii sunt un organ ca oricare altul, de asemenea, au nevoie de sprijin și tratament, banii, colegii te pot muta în fundal în ianuarie, se vor dovedi a fi mai rapizi și mai hotărâți decât tine și, în anumite privințe, doar mai vicleni, nu vei avea timp să privești înapoi, deoarece partea mai promițătoare a proiectului va fi dată cuiva din departamentul vecin. Te implici într-o ceartă? Nu acum. Concluziile se vor trage pe baza rezultatelor muncii și s-ar putea să te răzbun la finalul acestei curse de ștafetă. Problemele pot fi complicate din cauza lipsei de informații și a unui număr mare de evenimente care nu au legătura directă cu munca ta. Opinia colectivă a celor din jurul tău va fi atrasă de tine, de multe ori va trebui să fii la vedere. Sectorul financiar promite o surpriză. Dacă ai ocazia să-ți asumi un risc, investind banii sau făcând o cerere pentru mai multă decât te aștepți, încearcă, merită. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!